Primăria Telega a început demersurile pentru intrarea în legalitate cu trecerea din domeniul public în cel privat a închisorii Doftana. Pentru asta, expertul autorizat a făcut o evaluare de 1.214.000 de euro. În data de 6/07 anul curent va avea loc licitația pentru vânzarea închisorii. Până în prezent nu este decât o singură cerere care este înregistrată la primăria localității. Închisoarea ar trebui să-și păstreze destinația de monument istoric, dar cel care va intra în proprietatea locației va discuta problema și fazele de restaurare cu Ministerul Culturii. Primarul comunei speră ca până data de 6 iulie să apară și alții doritori pentru locul plin de istorie.